Cine ești? Ce ești? Și ce ai vrea să devii? Redescoperă-te și găsește drumul către tine. Toate acestea și multe altele într-un talk show pentru tine, despre tine, cu tine, la Câte în lună și în stele, joi seara de la 8, la TV Arad. Fii tu însăți schimbarea pe care vrei să o vezi în lume. Mahatma Gandhi. Bună seara și bine v-am găsit! Numai mâine nu-i poi mâine și am cam încheiat socotelele cu 2017 și m-am gândit că ar trebui să aflăm ce ne așteaptă în anul care vine. Nu mai știu ce spunea Edith Cadar acum un an aproximativ despre 2017, dar am chemat-o ca să ne reprospăteze memoria, să verificăm dacă cea zi atunci s-a adeverit pe parcursul anului și să vedem ce spunea că ne așteaptă din punct de vedere astrologic în 2018. Bine ai revenit, Edith! Bine te-am găsit, bine v-am găsit, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație, bine ți-a vă dau, dragii mei. Păi, ca să fac o scurtă recapitulare, anul 2017 este și va fi încă până la începutul lui februarie, din punct de vedere al astrologiei chinezești. Este anul cocoșului de foc, deci începem cu astrologia chinezească. Și a fost anul în care... Dacă vă aduceți aminte, am zis că se vorbește foarte mult, facem cucurigu foarte mult, vor fi foarte multe vorbe pentru trezire. Deci cocoșul, aduceți-vă aminte, este cel care dă trezirea atât la propriu, dar gândiți-vă și în sensul figurativ al cuvântului. Deci foarte multe vorbe de trezire spirituală din toate punctele de vedere, dar nu toată lumea a putut să audă. Gândiți-vă, cocoșul este cel care de obicei enervează. Deci că am auzit sau că nu am auzit cuvintele, verificați-vă unde sunteți în acest moment. Deci este anul cocoșului de foc. Focul înseamnă și ardere de karmă, dar înseamnă și foarte multe boli care se termină în ite, tot ce înseamnă inflamații. Deci a fost anul în care la urgențe s-a ajuns cu tot ce înseamnă apendicite, peritonite, pericardite, deci toate aceste inflamații, artrite, reumatoide, deci o activare a tuturor acestor boli. De ce? Pentru ca noi să ne aducem aminte, dragii mei, ca să și facem lucrul pe care îl spunem, îl cucurigăm și nu doar să rămânem la stadiul de vorbe. Dacă ne-am mulțumit să rămânem la stadiul de vorbe și la stadiul de a ne plânge, de a fi victime permanente, vom continua și în anul următor. După aceea a fost un an al începutului, deci 2017, 2 plus 1 și plus 7, 10, deci 1 este la sfârșit. Și a fost un an, se spune, de noi începuturi. Deci, dragii mei, dacă ați început un lucru bun, în 2018 veți avea toate șansele să mergeți mai departe. Dacă ați amânat lucrurile, pentru că vi s-a părut că este mai interesant să amânați și să ziceți, lasă că mai este timp, vă anunț oficial că anul 2018 va avea niște aspecte despre care vom povesti, care vă vor cam forța să faceți anumite lucruri, altfel veți avea anumite boli, puteți ajunge să aveți anumite boli. Repet, nu trebuie să credeți lucrurile acestea, eu mă adresez persoanelor care înțeleg anumite lucruri. Dacă nu te interesează, îți mulțumim foarte mult că ai trecut pe aici. Deci este vorba despre un nou început. Anul acesta care va începe în curând, 2018, va fi un an, dacă luăm ca și an, 2 plus 1 plus 8, 2018. Te întrerup. Anul în care codăcim, nu? Sau cum ai zis, cucurăghim să facem noi acolo. Tu, cum a fost pentru tine anul? Că știu că ai vorbit foarte mult anul care se încheie. Da. Cum a fost? Te-ai limitat la vorbe sau ai trecut mai departe? Eu personal am trecut mai departe și mi-am dat seama că, dincolo de faptul că am trecut mai departe, m-am trezit undeva așa într-un gap din ăsta, pur și simplu într-o zonă de asta crepusculară m-am trezit. De ce? Pentru că
am renunțat la foarte multe din rolurile pe care le-am jucat inconștient. Deci inconștient, s-au tăiat foarte multe legături și rezolvând anumite situații am putut să merg mai departe, dar acum am ajuns într-o situație foarte, foarte drăguță în care pur și simplu mi-am dat seama că nu cunosc absolut nimic despre relațiile de parteneriat. Și asta îți dorești să rezolvi în anul care vine? E obligatoriu să rezolv, pentru că altfel nu putem să mergem mai departe. Oricât de bună aș fi profesional, oricât de bună aș fi ca mamă, oricât de bună aș fi, nu se poate să rămân în urmă într-un anumit domeniu. Și asta este valabil pentru fiecare. Eu v-am spus despre mine. În plan personal a fost un an în care, din păcate, mi-am pierdut mama, dar am învățat foarte multe în această perioadă. De ce vă povestesc acest lucru? Pentru că s-ar putea ca și voi să fi pierdut pe cineva. Vă rog, luați-o ca pe o învățătură. Ce ar fi vrut acea persoană pe care ați fi pierdut-o să învățați voi din acest lucru? Ce ar fi vrut acea persoană pe care ați pierdut-o, fie că a murit, fie că a murit relația, ce ar fi vrut să fiți voi? În ce ar fi vrut să vă transformați? Și dacă vedeți că un domeniu al vieții voastre nu este la același nivel cu celelalte domenii, așa cum am spus, profesional, personal, cum vreți voi, și undeva este mai jos, vă rog frumos să fiți atenți, acesta va fi anul 2018 în care veți fi obligați să aduceți la același nivel. Nu puteți să fiți foarte buni doar în profesiune și personal să nu fiți buni. Pentru că se vor întâmpla anumite lucruri. Deci va fi nevoie de echilibru. Absolut. Echilibrul, structura și stabilitatea vor fi cuvintele de ordine pentru 2018, știi? Deci a fost un an de foarte multe schimbări. Gândește-te că tot ce începe din anul 2000 până în 2099 și mai departe, începe cu 2. Care, vorba unui amic foarte bun de al meu, care se pricepe la numerologie, dacă 1900 a fost, începea cu 1 și a fost anul individualității, 2000 și începe cu 2, care ne învață despre noi. Totul începe cu noi, începem să vedem că nu suntem singuri, că nu suntem însingurați, că nu suntem părăsiți, că nu suntem abandonați. Deci acest lucru trebuie observat și dacă lăsăm la o parte primele două cifre, 2000, deci 2 și 0, și luăm doar ultimele două cifre ale anului, 2017, 1 plus 7 este 8, este cifra elitelor. Lumea a vrut să ajungă în funcții, a vrut să ajungă undeva unde să fie recunoscut, nu neapărat ca ego, ci a făcut ceva să iasă din anonimat. Deci a făcut ceva. De exemplu, am o prietenă foarte dragă, dragii mei, care face emisiunea Câte în lună și în stele. Nu o cunoașteți, sunt convinsă, dar care în acest an a avut un salt extraordinar. De ce? Pentru că a crescut extraordinar calitatea ei personală și a crescut automat calitatea emisiunii. Nu o cunoașteți, sunt convinsă, este vorba despre Codruța Belean. Să-ți trăiască prietena. Să-mi trăiască prietena, deci, dar s-a dezvoltat ea personal, fantastic. Deci, dezvoltându-se ea personal, altfel a perceput lumea. Este doar un exemplu, dar sunt convinsă că și la tine este același lucru. Ești cumva în același loc de 10.000 de ani, te plângi cumva, consideri că toată lumea este de vină, guvernul, conspirațiile mondiale, universul și Dumnezeu, ok, vezi că vei avea probleme foarte mari pe zona de ficat pancreas, pe zona de coloană vertebrală, pe zona de articulații, plus altele despre care vom vorbi. Bun, acum ne-am lămurit cum am stat cu 2017, ne-a povestit și Edith cum a fost din punctul ei de vedere și pentru ea. Să trecem la următorul an, că sunt foarte curioasă ce ne așteaptă.
Da, 2018. Deci în anul 2018 aș începe tot cu zodiacul chinezesc. În anul 2018 se va ieși din anul cocoșului de foc și se va intra în anul câinelui de pământ. Dați-mi voie să vă fac o mică recapitulare. Deci se va intra din 15 februarie în noul an chinezesc. Dacă vă aduceți aminte, dacă nu vă spun eu, zodiacul chinezesc merge pe aproximativ un an, dar el începe de la a doua lună nouă după solstițiul de iarnă. Deci este solstițiul de iarnă, o lună nouă și a doua lună nouă este momentul în care începe noul an chinezesc. Așa, de aceea odată începe în ianuarie, odată în februarie, de aceea nu începe la 1 ianuarie. Și ca să vă reamintesc, ca să știi tu, telespectator, în ce an te-ai născut, luăm cifrele de final, cifra de final, da? De exemplu, acum este 2018, va începe 2018, luăm 8-ul, da? Deci ultima cifră. Cei care v-ați născut în an care se termină cu 0 și cu 1, 2000 sau 1971, sunt ani de metal. Deci metal, care înseamnă inflexibil, dar care înseamnă poți să te schimbi în ceva maleabil și vei putea să te transformi în ceva fantastic, metalul care se topește, se hotărăște să se topească și poate să facă niște statui extraordinare. După aceea, anii care se termină în 2 și 3, 1992-1983, de exemplu, sunt ani de apă. Apa, gândiți-vă ce face, curge, este fluidă. Ori apa fluidă, curgerea, înseamnă călătorii, poate să însemne schimbări foarte multe, poate să însemne tot ce înseamnă să nu stai într-un loc, informație. Deci persoane care sunt capabile să acumuleze informație, dar e o problemă dacă nu învață să o și dea înapoi. Sau anii care se termină în aceste cifre. Anii care se termină în 4 sau și în 5, 1974, 1955, de exemplu, sunt ani de lemn. Lemnul, gândește-te, ce face lemnul? Poți să sculptezi ceva, dar trebuie tu să sculptezi, altcineva, trebuie să te lași sculptat, înțelegi? Ori asta ține de furie. Dacă la apă ține de frici, la metal, de exemplu, ține de nefericire. Deci la metal este nefericirea, ce blochează, ce poate să fie în momentele alea problemă, la apă sunt fricile, la lemn este furia. Lemnul este cel care dă hotărâre, la modul general, ne dă hotărâre. Anii care se termină în 6 și în 7 sunt ani de pământ, de foc, pardon, scuze, de foc, da? A fost 2016 anul maimuței de foc și 2017 anul cocoșului de foc, da? Noi, eu într-un an de foc m-am născut. Ia uitați-vă la culoarea părului ei, da? Nu, vreau să-mi spui tu ceva acum, că sunt curioasă de anii de foc. Anii de foc sunt cei care vin și persoanele născute într-un an de foc sunt cei care sunt persoane teatrale, sunt persoane care iubesc, deci nu în sensul negativ teatrale, care știu să se adapteze la orice din punctul acesta de vedere. Ce face un actor? El știe să se adapteze la orice, știe să perceapă. Aveți o calitate, o capacitate fantastică de a percepe pe celălalt și de a te adapta, de a te mula după el, a ști ce să faci. Și adică să arzi niște chestii mai negative pe acolo ce nu place. Și ține, este elementul care reprezintă inima, iubirea și intestinul subțire. Ori asta înseamnă de ce este afectată inima? Este afectată, bineînțeles, de tristețe.
de tristețe foarte mare, știi? Iar atunci când se termină, când ajungem la niște ani care se termină în 8 și în 9, cum urmează acum 2018 și 2019, elementul este pământ. Aia înseamnă stabilitate. Aia înseamnă situații și persoane care sunt care țin de casă, sunt gospodine, sunt persoanele care vor să facă lucrurile ca lumea. Anii care sunt de pământ sunt foarte buni pentru investiții imobiliare, de exemplu, știi? Pentru că e vorba de casă, de cumpărat pământuri. Iar ca și element merge pe zona stomac, zona pancrea, zona splină, și aia înseamnă felul în care noi ne digerăm viața. Deci atenție, o să vedeți, aici este vorba despre faptul că să nu transformați bunurile materiale, pământul, să nu-l transformați în atașamente foarte mari, vă rog foarte mult. Deci să nu fiți atașați de ele, pentru că le veți pierde. Este o lecție de dependențe, atașamente, dacă vă aduceți aminte, este a patra oglindă esenian, am mai vorbit despre orgolii, am mai vorbit despre atașamente, deci vă rog, fiți foarte atenți la atașamente și, bineînțeles, în această perioadă intrăm în anul câinelui pământ, iar următorul an va fi anul porcului sau al mistrețului de pământ. Dacă anul 2017, mă rog, în care mai suntem cocoșul de foc, este anul în care am ieșit din grupuri pentru a ne da seama cine suntem noi, vine anul câinelui. Și câinele, gândiți-vă, este considerat cel mai bun prieten al omului. Așa este considerat câinele. Ori, anul câinelui este de obicei un an al toleranței. Este un an al empatiei. Este un an în care se stimulează foarte mult inovația și creația. Deci sunt atât persoanele născute în ani ai câinelui, deci voi cei care faceți 12 ani în 2018, 12, multiplu de 12, 12, 24, 36, 48 și așa mai departe, sunteți născuți în anul câinelui, veți avea un surplus, dacă vreți, benzină cu cifră octanică mai mare, ca să vă ajute să vă împingă mai mult. Dar dacă nu sunteți pregătiți, s-ar putea să cădeți de pe rampă, vorba aia. Deci totul este despre să nu vă imaginați, vă rog frumos, să nu vă imaginați că vin astrele, voi stați acolo, în Hawaii, nu faceți absolut nimic și las că vine astrul ăla și rezolvă Domnul. Nu rezolvă absolut nimeni nimic în locul tău. Deci tu ești cel care, dacă vrei, poți să te duci mai departe, dacă nu, plângeți de milă, se numește liber arbitru. Și despre asta am vorbit. Deci, vedeți, noi facem și o recapitulare a emisiunilor pe care le-am făcut în acest an, în 2017. N-are nicio legătură cu ce spui tu acum, dar vreau să le aduc aminte celor care ne urmăresc că toate emisiunile le pot urmări pe canalul meu de YouTube, așa s-a nimerit, așa am putut eu să-l fac, doar că emisiunile acolo sunt așezate în ordinea temelor pe care le-am abordat de-a lungul anilor, că sunt toate... Până acum, eu așa cred că le-am pus pe toate. Ce vă interesează, vă puteți alege de acolo și urmăriți și reluați și vizionați cât doriți noastră. Să revenim, deci, la astre. Da, deci, intrând în anul câinelui de pământ, trebuie să fim foarte atenți în anul în care vine la tendința de lene, de încetineală, de amânare, de, se numește procrastinare, știi? De încăpățânare, de îndărătnicie și de materialism. Despre asta vorbeam când am spus despre atașamente legate de partea materială.
de case, de mașini, de tot ce înseamnă eu nu pot să renunț la asta. Deci este foarte bine să nu mai fiți atașați, să nu mai fiți dependenți de făcutul de bani. Adică dacă doar atât este țelul vieții voastre. Am auzit de foarte mult că se spune tot ce vreau în viața asta este să fac bani. Serios? Tu mai mult nu vrei? Adică, poate că nu. Da, sigur că da. Și după aia, dacă își pierde sursa de bani, ce se întâmplă? Intră în depresie, are probleme foarte mari, se sinucide pentru că nu mai are altceva. Și este valabil pentru orice alt atașament. Deci, câinele de pământ acum și ne învață să fim pragmatici. Adică ceva la genul, băi, am nevoie de bani, bun, câți bani am nevoie? Nu așa, fără număr, nu, pentru ce îmi trebuiesc bani? E vorba și de calcul, niște calcule făcute, pentru ce am nevoie de chestia asta și o să vedeți că aceste aspecte ale câinelui de pământ sunt sprijinite și de astre în cealaltă parte, deci în zodiacul european. Deci pentru ce ai nevoie? La ce îți trebuie? Și nu merge așa că lasă că voi călca peste cadavre și voi face eu bani. O să vedeți voi imediat de ce. Voi puteți să, nu trebuie să mă ascultați, voi chiar puteți să încercați. Dar vedeți că vor fi probleme destul de mari de sănătate dacă veți încerca să mai șuntați anumite reguli și vă veți crede buricul pământului, știi? Am văzut acum de curând o chestie haioasă pe Facebook. Populația planetei este 7 miliarde 800 nu știu cât de mii. Asta în cazul în care te crezi foarte special, știi? Deci că tu ești iară centrul universului, știi? Deci ești unul dintre. Ce înseamnă pragmatismul? Ce înseamnă de fapt atenție la materialism? Va fi un an spiritual, începe perioada spirituală. Deci este momentul în care noi va trebui să facem foarte clar distinția între ce înseamnă banul din punct de vedere spiritual, dragul meu și draga mea. Deci despre asta este vorba. Poți să faci câți bani vrei tu, dar dacă nu cunoști care este semnificația banului și că banul înseamnă de fapt valoarea ta, nu te mai du pe preț. Eu am plătit atâta, da, dar cât este pentru tine valoarea acelui lucru pe care l-ai plătit? Am auzit de curând pe cineva care spunea o chestie extraordinar de faină. Ți se pare scumpă consultația mea? Sunt valoroasă. Cei care nu-și cunosc valoarea spun: ia uite măi la asta cât, cum este. Dar cine își cunoaște valoarea știe să pună amprenta pe valoare, nu pe preț. Dacă pui accentul pe preț, îți vei cumpăra pantofi ieftini și îți vei cumpăra vreo 5 perechi. Pentru că te-ai gândit că ai făcut așa un gheșeft extraordinar și te va costa cu mult mai mult decât dacă ai fi cumpărat o singură pereche de o calitate bună, dar ca valoare un pic mai multă. Deci este vorba despre a vedea diferența dintre preț și valoare. Este aici deja intervine spiritul. Aici deja nu mai este ego care zice cât mai mult, cât mai mult, cât mai mult, cât mai mult. Înțelegi? Mult nu înseamnă cantitate, ci înseamnă calitate. Este anul în care învățăm. Anul de pământ, elementul pământ aduce calitatea la modul general. Fiind vorba despre pământ, așa cum v-am spus, răspunde de stomac, splină, pancreas. Deci, dragii mei, să fiți foarte atenți la ce mâncați în această perioadă. Nu vă mai imaginați că puteți să consumați fără număr orice. Nu vă mai imaginați că dacă mâncați pe deascuns nu vă vede nimeni, așa înseamnă că nu ați mâncat. Că dacă ar fi să mă iau după ce mi se spune de către persoanele care vor să slăbească, toți se jură pe roșu că ei nu mănâncă nimic. Înțelegi? Doamna doctor, mă îngraș de la apă, serios.
Adică eu sunt convinsă că tu te gândești la altceva în timp ce mănânci, de aia nu înseamnă că nu ai mâncat și că nu ronțăi în permanență. Este vorba și despre sinceritate a noastră față de noi înșine. Ori spina ce face? Gândiți-vă, este locul unde se produc elemente figurate ale sângelui, dar este și un cimitir al leucocitelor, a tot ce înseamnă sistem imunitar, care de fapt nu există, dar nu intrăm în chestia asta, tot ce înseamnă apărare. Ori, splina mai are încă o semnificație, clanul. Deci, dragii mei, este momentul în care să fiți foarte atenți la moșteniri, la tot ce înseamnă probleme de clan. Să vi le puneți foarte clar pe hârtie. Tot ce înseamnă, deci nu în sensul că să vă cereți bani, nu, este vorba despre locul vostru în acea familie, despre asta este vorba, spiritual, deci calitate, da? Altfel se riscă să se ajungă la probleme de imunitate foarte mare, la probleme de leucemii, de limfoame și tot ce înseamnă toxine. Sistem limfatic, știi? Pancreasul este cel care asigură digestia calitativă a mâncării. Vine cu enzimele pancreatice, desface totul până la cele mai profunde elemente ale mâncării și sunt acele elemente care de fapt hrănesc corpul spiritual. Ori atunci când avem probleme de pancreas, ce înseamnă pancreasul? Timp. Deci timp, nu că la tiroidă n-am timp, nu, ci că eu nu pot să controlez timpul, eu nu ies lucrurile așa cum vreau eu, da? Și mă și enervez pe chestia asta. Și atunci avem probleme de pancreas, ne balonăm. De ce? Pentru că vine cineva și îmi dă peste cap tot programul. Dar cine te-a pus să-ți faci programul? Și o să vedeți că celelalte planete, Saturnul vine și ne învață timpul. Acum, și stomacul, felul în care ne digerăm viața, dacă nu ne hrănim viața cu ce avem nevoie, ci cu ce vrem noi, vom ajunge la probleme psihice. Anxietate, depresie, atacuri de panică. Asta este în mare câinele de pământ și veți vedea că are legătură cu celelalte planete. Și dacă dai voie, voi începe cu două aspecte preferate ale mele. Am și eu niște preferințe. Așa. Asta o voie, nicio problemă, mai avem câteva zeci de minute. Da, 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 bine atunci. Ok, mersi frumos. Îmi dă voie, ați văzut că îmi dă voie. Ok. Încep de Jupiter. Jupiter în Scorpion. În octombrie anul 2017 a intrat Jupiter. Imediat o să vă povestesc. Stați liniștiți, nu vă panicați că nu înțelegeți. Dar trebuie să și spun pentru cei care cunosc. Jupiter a intrat în zodia Scorpionului. Jupiter este, pentru cei care au citit Legendele Olimpului, este Zeus. Este zeul suprem, este zeul cerului și al pământului. Iar Scorpionul, dragii mei, este casa, dacă vreți, a lui Pluto, a lui Hades. Simbolic, Scorpionul reprezintă subconștientul, întuneric. Nu știm ce este acolo, înțelegi? Ori Jupiter în Scorpion va fi pentru 13 luni acolo, din octombrie 2017 până în noiembrie 2018. Ceea ce înseamnă, dragii mei, Jupiter este justiția divină, iar Scorpionul înseamnă întuneric subconștient, așa cum v-am spus. Ceea ce înseamnă că în următoarele luni, deja a început, dacă sunteți atenți, tot ce v-ați chinuit voi, o viață întreagă, să ascundeți, să puneți acolo sub preș, ca să păreți voi acolo cu măștile pe care le aveți, să păreți ceea ce nu sunteți, vine Jupiter și le scoate afară și dă cu voi de pereți, dar nu vă vedeți, și vă va obliga să vă asumați cine sunteți voi cu adevărat, voi, ăla ca esență. Nu mai ai voie să joci teatru, nu mai poți, niciun fel de problemă, ne vedem în altă parte. Deci trebuie să te asumi pe tine, trebuie, e un cuvânt folosit
poți să faci ce vrei. Jupiter, așa cum v-am spus, Zeus este zeul luminii, dacă vrei, cer și pământ, da? Scorpionul este întunericul. Ori pentru 13 luni, draga mea și dragii mei, se face oficial, din punct de vedere astrologic, yin-ul și yang-ul. Soarele yang, scorpionul yin. Deci se face yin-yang-ul. Asta nu înseamnă că vă veți găsi sufletele complementare, cum ați înnebunit de cap cu sufletele complementare. Mi l-am găsit pe sufletul complementar. Fraților, sufletul complementar este, ești tu. Ăla pe care tu îl crezi, sufletul complementar, ești tu, de fapt. Asta încerc să vă spun, voi nu-l mai căutați pe fot frumos călare pe cal alb, ești tu, ăla care, pe care îl vezi, te reprezintă pe tine. Și alelalte sunt pereche, dacă ai obsesie, lasă-l în pace. Ori yin-yang-ul înseamnă, din punct de vedere al relațiilor, înseamnă se trezește în fiecare femeie femininul din ea și în fiecare mascul se trezește bărbatul din el. Yin-ul și yang-ul nu înseamnă că nu știu ce se întâmplă, ci pur și simplu se trezește feminitatea. S-ar putea să vedeți la un moment dat, fetelor, că vreți să vă îmbrăcați mai colorat, mai, să vă aranjați mai mult. De ce? Că se trezește femininul. Și Doamne ajută să se trezească și masculinul. Pentru că în ultima perioadă am văzut pe Facebook poze horror de efeminare masivă a bărbatului. Deci este inadmisibil să văd că bărbatul este îmbrăcat în tocuri, cu ciorap, cu ștrampi de ăștia și să meargă pe podium în chilot sau în pantalon scurt și pe... Nu pot să cred că cineva denigrează atât de mult bărbatul. Și noi ne minunăm că, vezi, Doamne, nu-l mai găsim. Prietena noastră comună și mi-e foarte drag de ea, Soada Agachi, a zis un lucru foarte fain, am auzit când a spus: cine credeți, femeilor, că îl formează pe bărbatul acela? Deci noi vrem bărbatul perfect, dar am uitat că în spatele bărbatului perfect este a stat o femeie, mama, soție, oricine altcineva. Dacă nu-l găsești pe ăla perfect, formează-ți-l. Deci nu mai căuta gata format, pentru că ăla este format de o femeie. Mulțumesc, Soana. E foarte mișto informația asta pe care am primit-o de la ea. Deci este vorba despre relații. Jupiter răspunde de ficat. Iarăși ajungem la aceea, ficat, pancreas. Deci furii, dragii mei, iar scorpionul răspunde de tot ce înseamnă organe sexuale interne, externe. Deci de la prostată, ovare, uter, trompe, vezică urinară, canale urinare, căi urinare. În această perioadă, dacă nu vrem să rezolvăm și nu înțelegem, s-ar putea să avem, deci bolile din această perioadă sunt doar ca să ne arate că am luat-o pe arătură, că nu mai suntem pe calea noastră. Nu o luați, repet, nu vă mai pierdeți vremea să vă plângeți de milă. Nu vă mai pierdeți vremea să găsiți vinovați. Reveniți urgent și veți vedea că se rezolvă problemele și mergeți mai departe. Jupiter în Scorpion. După care urmează al doilea preferat al meu, Saturn. Care Saturn a intrat de curând, în 20 decembrie, a intrat în zodia Capricornului. Deci a intrat la el acasă. Saturn în Capricorn. Ciclul lui Saturn este de 29 de ani. Jupiter, am zis, 13 luni. Saturn are o mișcare mai groaie, este de 29 de ani. Ori Saturn este Cronos, este timpul, dragii mei. Și timpul pentru 3 ani până în decembrie 2020, timpul va fi ceva la genul: ia vină încoace să te învăț eu despre mine, eu sunt timpul, îți faci timp pentru tine, faci lucrurile la timp, toate sunt la timpul lor, nu forța timpul,
Și pentru că vorbim de timp, vorbim și de tiroidă, dragii mei și dragele mele, dacă nu vei învăța să lucrezi cu timpul, subconștientul tău va încerca să distrugă timpul și vei face tiroidită autoimună Hashimoto. E o explozie de cazuri în această perioadă de tiroidită Hashimoto. De ce? Pentru că noi ne imaginăm că noi conducem timpul. Serios? Serios? Mă, lasă timpul, acolo este. Saturn în Capricorn, Saturn înseamnă reguli. Gândiți-vă, Saturn are un inel, da? Deci este foarte clar. Deci ăsta este locul tău. Nu să nu te mai intereseze ce face capra lui vecinul. Deci aceasta este partea ta. Ăsta este Saturn care vine și îți spune: omule, ocupă-te de tine, nu te mai ocupa de alții. Lasă pe alții, ocupă-te de tine. Și ne învață să facem acest lucru. Dacă nu, Saturn răspunde de oase. Tot ce înseamnă osatură, tot ce înseamnă articulații, tot ce înseamnă musculatură, tendoane. Și dacă nu înțelegem acest lucru, vor fi probleme de discopatie lombară, spondiloză, spondilite. Deci sunt aceste probleme la nivel articular, la nivel osos, osteoporoză sau alte probleme pe zona asta de osatură. De ce? Pentru ca să ni se aducă aminte că noi trebuie să ne adaptăm la timpul universal. Și nu timpul universal trebuie să se adapteze la măria noastră, eu, noi sau mai știu eu cine. Saturn, pentru că ține de timp, vorbim de timp, vorbim de maturizare, de maturitate. Ți-a venit timpul să te maturizezi emoțional, atenție, deci nu în acest sens. Pentru că se poate lesne observa că foarte mulți dintre adulți, dintre cei cu vârstă adultă, dragii mei, au o imaturitate emoțională. De ce? Nu putem să legăm relații, nu putem să facem, n-am chef să fac copii, eu mai vreau să mă mai joc, încă mă mai duc cu prietenii la un match, îmi schimb gadgeturi, îmi schimb mașini, îmi schimb aia, jucării. Și a venit momentul să te maturizezi și să înțelegi, băi, ce vrei? Vrei o mașină? Care o vrei? Aia, ok, pentru aia luptă. Asta înseamnă maturitate. Nu, acum aia, acum aia altă, acum a apărut, o să apară S9, o să apară iPhone nu știu care, o să apară 15, nu știu ce. Serios? Același lucru îl fac. Maturitate. Dacă nu înțelegi că lipsa de maturitate înseamnă doar îmi lipsesc foarte multe chestii din viața mea și mi le acopăr cu aceste lucruri, vei avea o problemă. Din punctul meu de vedere, faci cum vrei. Capricornul, ca și zodie, capra, gândiți-vă. Deci capra. Ori Saturn în Capricorn înseamnă îi dau forță caprei. Ori capra, gândiți-vă, când Saturn este în Capricorn, aduceți-vă aminte de acele imagini ale caprei de munte. Deci mă mul alea și nu înțeleg cum stau acolo. Pe perete aproape vertical de munte și ele stau acolo fără niciun fel de problemă și pasc n-au niciun fel de treabă. E, asta va face acum Saturn în Capricorn. Dacă știi ce vrei, te duci pe cele mai înalte culmi. Te vei duce oriunde. Te vei duce să faci ce vrei tu, vei putea să faci ce vrei tu pe cele mai înalte vârfuri. Ai curajul doar. Despre asta este vorba în Saturn, Saturn în Capricorn. Ele sunt aspecte pozitive dacă vrei să faci ceva. Dacă nu, orice este negativ. Doar, nu care cineva cu tine, doar să te pună să te trezești cumva și să îți aduci aminte cine ești și ce cauți aici. De fapt, după aceea aș povesti puțin despre Uranus, care este momentan în zodia berbecului. Uranus înseamnă surpriză, înseamnă noutate, înseamnă neașteptat, tot ce este neașteptat, care momentan este în
în Berbec și va intra din mai 2018, pentru 7 ani va intra în Taur. Uranus este planeta care dă ciclurile de 7 ani. Ori gândiți-vă la 7 ani odată, dragii mei, corpul se regenerează integral. La fiecare 7 ani noi avem un set de celule nou-nouțe. De ce rămâne boala? Pentru că nu vrem să schimbăm nimic în mentalitatea noastră. Uranus, Saturn, deci nu vrem să schimbăm absolut nimic. De ce murim de fraier? Pentru că ni se spune la televizor că dacă am trecut de 60 de ani, ar fi momentul să ne îndreptăm încetul cu încetul, să ne cumpărăm un sicriu, să facem 60 de ani serios, te mulțumesc, așa mi se spune. Doamna doctor, da. Ce să mă mai, am 59 de ani, ce să mă mai aștept? La 60 de ani eu pot să mor. Și am zis, te mulțumesc cu 60 de ani, serios? Eu nu mă mulțumesc cu 60 de ani. Eu de-abia aștept să văd cât peste 100 de ani pot să trec. Serios! Serios, de ce? Pentru că dacă nu te mai interesează timpul, se oprește îmbătrânirea. Asta este perioada în care să înțelegi că timpul și valoarea pe care o dai tu timpului este doar în mintea ta. Lasă lucrurile să fie. Și Uranus va intra în Taur. Taurul este zodia banilor. Uranus, noutate, înseamnă s-ar putea să vorbim în următoarea perioadă, repet, începe și va dura până în 2026, reformă monetară. S-ar putea să se unifice monedele, s-ar putea să nici nu mai fie ceva monede, s-ar putea să fie Bitcoin. Deci lucruri de astea, înțelegeți? Tot ce ține de reforme monetare. Atenție, nu faceți investiții care știți sau simțiți că nu sunt stabile. Deci, pentru că s-ar putea să aveți surprize foarte, foarte mari. Taurul este o zodie de pământ, deci s-ar putea ca în următoarea perioadă să vorbim și despre cutremure de pământ sau alunecări de pământ. Deci tot ce înseamnă zona asta, și iarăși ajungem la elementul pământ ca și la câine. Știi? Deci lucru de stabilitate, dar numai după ce învățăm ce înseamnă stabilitatea și stabilizarea. Altfel alunecă tot, sunt alunecări de teren. Știi? După care vorbim despre Neptun în Pești, dragii mei, este Neptun Poseidon, este la el acasă, n-are nicio problemă, gândiți-vă, tot până în 2026, el este acasă. Să fiți foarte atenți la iluzii. Iluzia grandorii, eu am iluzia că cineva are ceva cu mine, eu am iluzia că sunt cea mai deosebită persoană de pe fața pământului, iluzii, halucinații, deci halucinații nu la propriu, nu în sensul că iei ceva, droguri sau ceva, dar gândiți-vă câte halucinații mai auzim noi, că de exemplu, atenție, vorbesc și despre, mai ales despre evoluția spirituală. Neptun în Pești înseamnă evoluție spirituală, iluzia că eu sunt foarte evoluat spiritual, iluzia că eu am sărit deja în dimensiunea a șasea. Eu sunt a șasea, voi sunteți în a cincea, eu sunt în a șasea, că sunt megalomană. Adică, bă, hai, serios, chiar așa, cum poți să-ți dai seama la ce nivel ești? Sunt aici, nu știu. Are vreo importanță? Ăla e ego. Deci, vine și îți creează în următorii ani, până în 2026, ego îți creează iluzia perfectă de evoluție spirituală. Te crezi evoluat spiritual și te măsori așa, știi? Codruța, tu cât de evoluată spiritual ești, așa pe o scară de la 0 la 10, știi? O chestie de genul ăsta. Și nu-ți dai seama că, bă, ăla e ego, dar are vreo importanță unde ești? Adică copilul de clasa a doua zice, băi, tu ăsta de la grădi, eu sunt clasa a doua, ai văzut? Tu mai ai încă până ajungi la mine, serios? Adică opriți-vă să vă mai măsurați, pentru că nu are niciun fel de legătură cu evoluția spirituală. Atenție la cei care vă vând iluzii.
vă rog să fiți foarte atenți în această perioadă, pentru că s-ar putea să întâlniți persoane care să vă vândă iluzii, să aveți iluzia, wow, ce fain este, și după aia să-ți dai seama că dar eu n-am rămas cu absolut nimic. Sau persoane care fac cursuri fără număr, fără număr, am mai povestit despre asta, și care la sfârșit nu aplică absolut nimic. Iluzia. Eu, și îi auzi, băi, tu știi câte cursuri am făcut eu? Da, are la bol, dar nu se poate. Și am zis, bă, dar dacă ai făcut cursuri, de ce nu aplici? Păi n-am timp. Păi n-am timp, da? N-am timp. Serios? Ok, când o să ai timp? Deci este iluzia. Neptun în Pești, este acasă la el. Și atunci, dacă ținem cont de cei trei, hai că acum povestesc despre Pluto, despre al treilea, zeu, dacă vă aduceți aminte din legendele Olimpului, a fost Zeus, da? Zeul pământului și al cerului, Neptun, Poseidon, care este zeul apelor, și Hades, zeul de sub pământ, zeul morții, cum ar veni. Or, Hades este Pluto în denumirea aceasta. Unii consideră că nu mai este planetă, ea are oricum efect. Și Pluto este până în 2024, ghiciți unde? Tot în Capricorn este. Deci este în Capricorn, ceea ce înseamnă, se întâlnește în 2020 Saturn, șeful lui Capricorn, cu Pluto. Deci în acea perioadă vor fi, tot ce n-ai construit până atunci se distruge. Deci cei trei, Pluto, Jupiter și cu Neptun, ne vor asigura toate condițiile să fim cei mai buni. Alegerea este a noastră. Și mai este încă un aspect și cu asta chiar am trecut în revistă tot. Dragii mei, mai ales dragile mele, Lilith intră, ghici unde? În Capricorn intră Lilith. A intrat în noiembrie 2017 și va sta acolo până în august 2018 pentru 9 luni, ceea ce înseamnă că te vei trezi, femeie, dacă vrei. Dacă nu, vei rămâne acolo și vei face multe probleme în zona genitală. În special tumori, în special probleme de răni pe zona respectivă. Cu alte cuvinte, dragii mei, 2018 vă oferă cele mai mari oportunități, foarte mari oportunități. Nu le luați negativ, toate sunt oportunități. De voi depinde cum folosiți aceste oportunități. S-ar putea eu să-ți dau, vrei să sap și îți dau un pic amăr și tu să nu știi ce să faci și să-l iei așa, să-l folosești ca o sapă. Deci, de tine depinde cum folosești aceste oportunități. Merită. 2018 va fi un an fantastic. Bun, am aflat tot ce trebuia despre 2018. Eu am înțeles atât, că avem foarte multe oportunități, trebuie să profităm de ele și să nu le evităm, să nu trecem pe lângă ele, să fim mult mai atenți. În rest, trebuie să-mi iau notițe. Deci trebuie să mă uit odată la emisiune și de alea cu Uranus, Capricorn și Pluto și așa. Lasă, am spus pentru cei care înțeleg lucrurile astea, voi luați ce informațiile de acolo. Acum trebuie să țin cont și de cei care cunosc un pic. Nicio problemă, că tocmai de asta mi-au notițe să învăț și eu, adică să mă familiarizez cu termenii ăștia. Învață, ați văzut? Învață. Îmi place de ea. Îți mulțumesc tare mult pentru toate informațiile. Și pentru că până în 2018 nu cred că ne mai vedem, cel puțin în acest platou și la această emisiune, îți doresc un an nou minunat. Doamne ajută. Și să rezolvi problema ta, adică ce ai la început, nu știu ce ziceai tu la început, ce da, legat de relații. Da, asta cu relațiile, da. Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc și vouă, un an nou fericit vă doresc, dragii mei, și nu uitați să fiți alături de noi când și de Codruța la câte în lună și în stele. Și eu vă mulțumesc și dumneavoastră, celor care de câțiva ani sunteți în fiecare joi aici lângă televiziunea Rad și ne urmăriți vorbind câte în lună și în stele despre foarte multe. Vă aștept și anul viitor cu mare drag să mai abordăm alte subiecte care, vă promit eu, vor fi la fel de interesante, dacă nu mai interesante decât cele până acum. Numai bine și la mulți ani! Cine ești, ce ești și ce ai vrea să devii? Redescoperă-te și găsește drumul către tine. Toate acestea și multe altele într-un talk show pentru tine, despre tine, cu tine, la Câte în lună și în stele. Joi seara de la 8, la TV Arad. Fii tu însăți schimbarea pe care vrei să o vezi în lume. Mahatma Gandhi.